Dispoziții privind convocarea Consiliului Local, vocinul ședinței ordinare, finalul comunei vocinul județul Bacov, în termenul dispus la articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1, litera din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și complicările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local, vocinul ședinței ordinare, în data de 27 iunie 2019, la orele 13, la sediul primăriei comunei Buciu. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după întocmirea proiectului tehnic și actualizarea conform ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 114/2018 pentru obiectivul de extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după întocmirea proiectului tehnic și actualizarea conform ordonanță de urgență a Guvernului României numărul 114/2018 pentru obiectivul extinderii rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și declararea ca vacant a unui loc de consilier local. Inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea validării unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local Bucium, inițiator primarul comunei. 6. Diverse. Domnule președinte. Mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord? Abține? Împotrivă? Supunem la vot ședința anterioară. Procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este de acord? Abțineri? Împotrivă. Domnul primar, vă rog să expuneți punctul 1 din ordine. Expuneți de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de vizul general actualizat după întocmirea proiectului tehnic și actualizarea conform ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 114/2018 pentru obiectivul de investiție extindere de rețea la alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, motivați de modificări aduse cu începere de la data de 1.07.2017 prin codul fiscal referitoare la cota de TVA de 19%, precum și de prevederile ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 114/2018 privind instituirea unor măsuri din domeniul investițiilor publice a unor măsuri fiscal-bugetare, modificare și complicare unor acte normative și programarea unor termene, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de aprobare a indicatorului tehnico-economic și actualizați ca urmare a aplicării acestor acte normative corespunzător pentru obiectivul de investiții pe care îl avem de realizat în comuna noastră, extindere de rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. În concret, de o parte, actualizarea indicatorilor s-a făcut în primul rând datorită modificării cotei de TVA cu începere de la 1.07.2017 la 19%, iar de altă parte, datorită creșterii manubrii în construcții pentru toate contractele de lucrări, conform ordonanței de urgență numărul 114/2018. Indicatorii actualizați sunt prevăzuți în anexă, iar proiectul de hotărâre, având în vedere necesitatea aprobării noilor indicatori, supun spre analiză și aprobare proiectului de hotărâre. Aici, dacă ați văzut în anexă, s-au mărit indicatorii, deoarece cu ordonanța de urgență 114, costurile de salarii au crescut și au mai crescut și prețurile la prețul la această lucrare și nu este necesar pentru suma totală la depunerea pentru eliberarea autorizației. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dăm cuvântul doamnei președinte Comisiei de Specialitate. Mulțumesc. Membrii comisiilor au fost studiat acest proiect și sunt de acord cu el, cu acest proiect numărul 1 propus de domnul primar. Da, mulțumim. Sunt propuneri. Îmi scrie la cuvânt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă. Domnul primar, vă rog să expuneți punctul 2 din ordinea zi. Expuneți de motivele referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de vizul general actualizat după întocmirea proiectului tehnic și actualizarea conform ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 114/2018 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău.
Doamne, domnul consilier, motivat de modificările aduse cu începere de la data de 1.07.2017 prin codul fiscal efectuat la cota de TVA de 19%, precum și de prevederile ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 114/2018 prin instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și programarea unor termene, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de aprobare a indicatorului tehnic economic actualizat ca urmare a aplicării acestor acte normative corespunzător pentru obiectivul de investiții pe care l-avem realizat în comuna noastră, extindere de rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuz, comuna Bucium, județul Bacău. În concret, pe de o parte, autorizarea indicatorului s-a făcut în primul rând datorită modificării cotei de TVA, cu începere de la 1.07.2017 la 19%, iar pe de altă parte, datorită creșterii manoperei în construcție pentru toate contractele de lucrări conform ordonanței de urgență numărul 114/2018, indicatorii autorizați sunt prevăzuți în anexă la proiectul de hotărâre. Având în vedere necesitatea aprobării noilor indicatori, supun spre aprobare ce analiză proiectul de hotărâre. Aici, tot la fel, de aceleași situații, cu extinderea de apă, cu extinderea de canalizare, sunt două proiecte diferite. Mulțumesc, doamnă primar, dăm cuvântul doamnei președintele special pentru doamna Zidane. Da, membrii comisiilor au studiat și acest proiect și au fost de acord. Dacă sunt propuneri, înscrie la cuvânt, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă. Domn primar, vă rog să expuneți cu putere. Expuneți de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Doamne, domnul consilier, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competența unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemului de utilități publice aferente serviciului pe bază de strategii de dezvoltare a acesteia. Prin adresa transmisă de adres Bacău numărul 2049 din 27.05.2019, înregistrată la primăria Comunei Bucium sub numărul 2815 din 30.05.2019, s-a solicitat adoptarea unei hotărâri privind cuantumul cotizației anuale la patrimoniul asociației de aferent al anului 2019. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului, managementul integral al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesară ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău 1 milion de lei, pentru municipiul Bacău 600 de mii, pentru municipiul Onești 100 de mii, pentru municipiul Mănești și orașele București, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna 40 de mii lei, pentru orașul Slănic Moldova 10 mii lei, pentru comune cu populație sub 3 mii de locuitori 3 mii lei, pentru comune cu populație între 3 mii și 5 mii locuitori 5 mii lei, pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei, pentru comune cu populație peste 10.000 locuitori, 7.000 lei. Mai fac precizare că OTR Bucium se încadrează în categoria comunelor cu populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, fiind obligată la plata unei cotizații în cuantum de 5.000 lei. Având în vedere cele anterior menționate, pe care are Comuna Bucium în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificări și completările ulterioare, și de articolul 16, alineatul 3 litera, din statutul asociației, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Domnule președinte, mulțumim, domnul primar, dăm cuvântul doamnei președinte de specialitate. Membrii comisiilor au studiat acest proiect, sunt de acord cu această cotizație la ADIS. Mulțumesc. Da, mulțumim, doamna președinte. Dacă sunt propuneri, înscrie la cuvânt, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, nu sunt. Domn primar, vă rog să expuneți punctul 4 din ordinea. Referat constatator privind încetarea de drept la mandatul de consilier și de activare ca vacant a unui loc de consilier local. Sub semnații Cosma Fănică, primarul Comunei Bucium, județul Bacău și Mirea Elena, secretarul Comunei,
având în vedere constatarea decesului consilierului local Tudor Florinel în luna mai 2019, conform documentului de stare civilă atașat, propune încetarea de drept a mandatului de consilier local și declararea ca vacant al locului ocupat de domnul Tudor Florinel. Propunerea se încadrează în prevederea articolului 9 alineatul 2 litera I, articolul 9 alineatul 3 și articolul 12 din legea numărul 397/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot. Supunem la vot. Constatare. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu. Cu ocazia asta, Dumnezeu să-l ierte. Să-i fie strâna ușoară. La punctul 5, o să dăm cuvântul doamnei președintei Comisiei de Validare. De validarea. Da. Și vă rugăm pe doamna. Ați văzut. Și mă doream să-i spun. Mulțumesc. Astăzi, 27.06.2019, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Buciun, în ședința de constituire din data de 25.06.2016, prin hotărârea Consiliului Local Buciun, numărul 26 din 25.06.2016, alcătuită din următorii membri, președinte Moldovean Gașu Rodica și membrii Grigă Ileana și Ciubotaru Ioan, în conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul 3 din legea numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică locală, a procedat la examinarea verificării legalității alegerii domnului Miroan Ion în calitatea de consilier local. Documentele avute în vedere spre verificare au fost următoarele. Dosarul depus de candidatul Miroan Ion la biroul electoral de circumscripție numărul 20 Buciun, din care rezultă îndeplinirea condițiilor de bază pentru ca o persoană să poată candida și să fie aleasă consilier local, extrasul listei de candidați pentru alegerea membrilor în Consiliul Local Buciun, întocmită pentru alegerile din data de 5 iunie 2019, hotărârea Consiliului Local Buciun, prin care a încetat mandatul înainte de termen pentru consilierul local Tudor Florinel, precum și adresa numărul 163 din 20.06.2019, comunicată de PSD, Organizația Județeană Bacău, prin care s-a confirmat apartenența politică a domnului Miroan Ion la această formațiune. Față de cele menționate mai sus, s-a concluzionat că au fost respectate dispozițiile legale și că nu s-a identificat vreun caz de incompatibilitate, fapt pentru care Comisia de Validare, în componența menționată la începutul raportului, propune Consiliului Local Buciun validarea alegerii domnului Miroan Ion în funcție de consilier local. Succes! Având în vedere introducerea formulată de domnul președinte de ședință, respectiv de doamna președinte a Comisiei de Validare, îl invităm așadar pe domnul Miroan Ion la depunerea jurământului. Cu mâna, vă rog, pe Constituție și să dați citire cu vocea. Semnatul Miroan Ion, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Buciun, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 32 alineatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în cadrul Consiliului Local următorul rământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce ieșe în stând puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor comunei Buciun. Așa să ne ajute Dumnezeu! Felicitări, mulțumim să fii sănătos. Ca urmare a validării de consilierea comunului și a depunerii jurământului, propun aprobarea comisiei, în comisie pentru supunem la vot validarea comunului. Deci, de cine este pentru? Abținere, împotrivă. Totodată vă rugăm pe domnul consilier să îi expună câteva cuvinte. Trei cuvinte. Grație de pe cea. Trebuie să ne aduce acordul la ceea ce este bun pentru comuna noastră și să respectăm ce am de pus pentru noi. Să fie sănătos. Da. Mulțumim, domnul consilier. Acum, dacă sunt propri, da. Înscrie la cuvânt. Da. Da.
Acum ce, diverse, domnul președinte? Așa, după cele întâmplate la noi necadruri care am avut în Consiliu, era și normal ca să fim de acord cu alegerea unui nou consilier. Cunosc pe domnul Miron Ioan de mai mult timp, este membru PSD-ist, un bun agricultor, un om respectos și sunt de acord să facă parte din Consiliul nostru la primăria Bucii. Mulțumim, domnul consilier. Domnul primar, am ajuns la punctul 6, punctul diverse. La diverse, dacă sunt probleme, dacă aveți probleme, sunt probleme de sectoare, în sectoare. Dacă nu sunt, domnul președinte.